Bună, dragilor! Eu sunt Ioana, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un haul de la Jumbo. Am fost în Oradea la mici cumpărături, ca să zic așa, și bineînțeles am fost la Jumbo, de unde am cumpărat mult mai multe lucrușoare, dar s-au împărțit din ele și spun că s-au împărțit, o parte din ele s-au dus la țară, la părinții mei, o altă parte s-au dus la socrii mei și eu am să vă arăt în acest clip strict ceea ce e cumpărat oarecum pentru mine, pentru noi. Am aici un bon lung, foarte lung, așa. Am să vă arăt totalul. Eu am notat cu pixul așa produsele pe care vi le voi arăta în acest clip ca să-mi fie mai ușor. Să scriu prețurile și toate cele să vi le pot zice. Totalul a fost 477 de lei și 44 de bani și este un bon foarte, foarte lung. Și haideți să împărtășesc cu voi ce lucrușoare mi-am cumpărat. Am să vi le spun în ordinea în care mi le-am notat pe foaie, pentru că mi este mai ușor așa. Dacă am mers la Jumbo, bineînțeles că eu nu mă pot abține să nu trec și pe la raionul cu jucării sau inevitabil trecem pe lângă ele, așadar nu mă pot abține să nu iau un joculeț, chiar două, depinde la ce oferte sunt. Și am luat și joculețul acesta, Lupta dintre schițe, care a costat 39,99, deci 40 de lei. Este un joc tare amuzant. Am citit așa mici descrieri pe spatele cutiei și aceste descrieri m-au făcut să îl achiziționez. Mi se pare un joc potrivit pentru toate vârstele, chiar și pentru adulți. Este un joc foarte distractiv, în care suntem invitați să schițăm din trei cărți de diferite categorii o imagine amuzantă. Și sunt aici niște exemple. Trebuie să desenăm o oaie care se dă în leagăn în turnul Eiffel, o pisică ce vorbește la telefon pe lună, un urs care mănâncă înghețată pe plajă. Și aici este exemplificat ursul care mănâncă înghețată pe plajă. Aici avem pisica care vorbește la telefon pe lună. Și aici este oaia care se dă în leagăn în turnul Eiffel. Sunt așa mici schițe, mici idei referitor la ceea ce s-ar putea întâmpla în acest joc. După cum au spus și ei, avem trei categorii de cărți și fiecare decartează o anumită carte și trebuie să deseneze. Am înțeles că are aici tot ce-i trebuie. Avem conținut, patru culori, un bloc cu foi pentru schițe, 80 de cărți personaj, 80 de cărți activitate și 80 de cărți locație, dar avem, atenție, și o clepsidră, pentru că, ce credeți, suntem presați de timp. Abia aștept să-i fac deschiderea și abia aștept să-l joc cu prietenul meu. Sunt sigură că ne vom amuza tare mult pe baza schițelor pe care le vom realiza, dar totodată abia aștept să-l jucăm și cu alți prieteni de-ai noștri ca să fie amuzamentul mai mare. Acum, nu știu vouă cum vi se pare din ce v-am povestit, însă 40 de lei un astfel de joc, eu zic că este perfect pentru perioada aceasta rece sau dacă ne strângem la o cabană cu prietenii. Este un joc amuzant. Vedem că poate fi jucat de la 7 ani în sus și ca și jucători minim 2+, deci poate fi jucat de oricâte persoane, nu avem timp, cât durează o partidă, poate să dureze 10 minute sau 5 ore sau cât vreți voi. Bun, acesta este un prim joculeț cumpărat de la Jumbo. Și am mai luat unul, ce credeți? L-am văzut destul de viral pe acesta, găina cu ouă. Și am văzut multe clipuri în care îl joacă atât copiii cu părinți, mai deseabă cu mămicile. Dar am văzut și anumite cupluri, fie de la noi din țară, fie din alte țări, care se amuză copios pe seama acestui joc. Și el a costat 39,99. Și are așa inclusă o găinușă din aceasta,
cu un cuib și cu ouă și noi trebuie să tragem, acelea ar fi un fel de paie, ca să zic așa, paiele cuibului de ouă și trebuie să extragem cu grijă acele fire de paie ca să nu cadă ouăle de sub găină, pentru că dacă cad în partea noastră, vedem că sunt în patru părți, dacă bine știu, dacă nu mă înșel, ce am observat în clipurile respective, fiecare are locașul lui. Se întoarce găina și se poate extrage cât un astfel de pai. Mi se pare foarte, foarte amuzant. Avem aici modul de montare a găinii, a cuibului, de introducere a paielor respective. Și la fel, mi se pare un joc foarte amuzant. Vedem că poate fi jucat de la vârsta de 4 ani în sus. Minim 2 jucători, maxim 4 jucători și din nou nu avem un timp ca și durată. Are instrucțiuni în limba română, vă las așa în cazul în care vreți să citiți. Dacă mergeți pe la Jumbo și vă tentează, cu doar 40 de lei puteți să luați. Aici avem conținutul, o găină cu coteț, 17 ouă și 30 de pene. Se poate juca foarte diversificat, chiar am văzut la un cuplu că au numerotat ouăle și la fiecare număr îi corespundea o pedeapsă, și anume dacă pica numărul 8, de exemplu, oul cu numărul 8, aveai pedeapsă, nu știu, să bei un pahar cu apă. Dacă pica numărul 3, aveai pedeapsă să dansezi pe o melodie sau, mă rog, asta puteți să îl diversificați voi. Dar pentru că l-am văzut, am zis, hai să-l iau și pe el și abia aștept să-i fac și lui deschiderea. Deci rămâneți aproape pentru că va urma, sper eu, cât de curând deschiderea lor, a fiecăruia în parte, ca să pot să mă bucur de ele și să ne putem juca, nu? Că de aceea le-am și luat. Bun, atât la capitolul jocuri de societate. Mergem mai departe cu ale mele cumpărături. Am luat o ascuțitoare tare, tare drăguță. N-am putut să o las acolo. A fost la 9,98 lei. Este foarte, foarte cute, așa cu unicorn și biluțe din acestea colorate. Este o ascuțitoare clasică, deci nu are și dimensiunea jumbo a creionului. Și așa arată. Deci se poate folosi și în deplasare, pentru că are partea aceasta care stochează resturile creionului ascuțit. Eu am luat-o pentru a-mi ascuți creioanele de buze, de ochi, bineînțeles, dar era pusă, bineînțeles, la categoria rechizite. Deci, cred că întrebuințarea ei era cu totul alta, și anume pentru a ascuți creioane colorate sau creioane grafice, dar eu încerc să adaptez lucrurile nevoilor mele. Apoi, pentru depozitare, pentru că am de depozitat, ca de obicei, foarte multe lucruri, am luat aceste două cutiuțe care sunt așa pliabile, se pot închide, dar ele așa au fost, deci se pot închide, nu e nicio problemă, cred că toată lumea le știe, sunt micuțe, foarte drăguțe, doar aceste două culori au fost, așa, pe roz simplu. Dar are tot felul de chestiuțe, deci așa pe roz simplu, a fost 5 lei bucata și am luat una așa și una mai drăgălașă, aș spune, cu pisica Mary, Beautiful, este inscripționat. Foarte, foarte drăgălașă și ea este din aceasta pliabilă, se închide. Foarte drăguță mi s-a părut. Inițial am vrut să iau două cu Mary, dar am zis ca să le, pentru că vor fi depozitate una lângă cealaltă, am zis să am un pic de diferență între ele ca să știu exact ce îmi pun aici și ce îmi pun aici. Să fie mai diversificat, ca să zic așa. 5 lei bucata, sunt tare drăgălașe și sunt chiar utile. Apoi am mai cumpărat două seturi din acestea de furculițe.
De ce? Pentru că eu am niște furculițe de la Pepco și îmi pare rău că nu am adus măcar una ca să vi-o arăt, cu mâner de plastic roz și cu niște inimioare albe, dar care în timp, bineînțeles, că s-a deteriorat acel plastic și undeva aici la îmbinarea furculiței se rupe. Deci dacă apăs puțin mai tare cu furculița, efectiv rămân cu plasticul în mână. Mi s-a rupt, cred că, jumătate din furculițe. Bine, le-am și de 2 ani, într-adevăr, dar nu m-am gândit când le-am achiziționat la varianta aceasta că se vor rupe. Eu le-am luat pentru că erau roz, cu inimioare, super cute. Era un set 6 cuțite, 6 linguri, 6 furculițe și 6 lingurițe mici, mijlocii. Foarte drăguț setul respectiv. Știu că mi-am luat chiar două ca să am de rezervă, iar pe parcurs ce mi s-a tot rupt din furculițe, am deschis și cel de-al doilea set și le-am combinat. Și să știți că treaba asta mi s-a întâmplat doar la furculițe. Lingurile și cuțitele le-am intacte deocamdată. Asta pentru că nu pun așa presiune pe ele. În schimb, pe furculiță, dacă, de exemplu, fac un grătar și e puțin mai crocant și trebuie să înfig furculița, da, rămâneam cu plasticul în mână și furculița, restul furculiței în grătar. Sau depinde ce mâncam. Așadar, am zis să le combin și să iau doar partea aceasta de furculițe, adică ceea ce îmi lipsește. Asta deocamdată, pentru că undeva pe anul viitor, prin vară, vreau să schimb toate tacâmurile, dar până atunci am zis să nu rămân cu 2-3 furculițe, câte mai am întregi din setul respectiv. Am zis să îmi iau un set de 6 furculițe, dar văd că cei de la Jumbo le-au cuplat câte 3 bucăți. Sunt 3 într-un astfel de set și un set a fost 12,99 lei. Eu am luat două, le voi pune la spălat și bineînțeles le voi pune în bucătărie. Mai departe, am luat niște pahare și vi le arăt în ordinea în care eu le-am scris. Mai exact sunt 5 pahare tare drăguțe. Avem aici pahar Unicorn, Time to Be, care a fost 1,99 lei și e foarte, foarte drăgălaș. Are capacitate de 400 de mililitri. Chiar e super, super frumos. Este de plastic, pare așa de fetițe, de prințese. Eu l-am luat pentru mine, pentru că îmi place tot ce e roz, mov, turcoaz colorat și pentru 1,99 lei, vă dați seama. Din aceeași gamă am luat și acest pahar Rainbow, care și el a costat tot 1,99 lei. Chiar mi se par foarte, foarte drăguțe. Aceeași cantitate de 400 de mililitri. Foarte, foarte drăguțe. Ok. Apoi, am luat și acest pahar Hello cu un elefanțel foarte simpăticuț, drăguț. Așa cum are fluturașul acesta, dă impresia că ar fi o fundiță și ar fi o elefanțică foarte cute, adorabilă. Acest pahar a costat și el 1,99 lei și vedem că acesta este pinky pe interior și are un gramaj mai mic, 340 de mililitri. Mai avem aici un pahar Unicorn Dream Come True, foarte simpaticuț și acesta a fost tot 1,99 lei. A fost acolo foarte, foarte multe pahare, o sumedenie de pahare, dar eu le-am luat pe acestea pentru că acestea mi-au plăcut cel mai mult. Și din nou avem aici gramaj de 340 de mililitri. Acum spuneți voi dacă nu sunt cute. Și un ultim pahar, dar de data aceasta mai mare, este acesta mini, care uitați-vă cât
de frumos este. Este fantastic. Acesta a costat 3,99 lei. Este dintr-o altă colecție. Este o altă dimensiune, da? Deci este mai mare. Și este și puțin lucrat altfel. De aceea și 3,99 lei. Văd că acesta are eticheta ruptă, deci nu știu să vă zic gramajul lui, dar bănuiesc că undeva la 400 de mililitri are. Uitați-vă pur și simplu cât de adorabilă e Mini. Eu o ador din totdeauna. Ok. Mergem mai departe. Mi-am cumpărat superbitatea aceasta. Da, știu, poate multe dintre voi veți spune că este ca și un brad de Crăciun, pentru că are efectiv beteală din aceea de brad pe interiorul lui, dar pe cameră, din păcate, nu sclipește și nu se vede atât de frumos cum este în realitate. Acest pahar Living The Full Color a fost 19,99 lei. Este așa, partea asta nu se poate lua jos, deci este doar ornamentală. Știți că sunt acele pahare care au partea asta ce se deschide și se pot pune cereale sau diverse chestiuțe aici. Așa arată și pe interior. Deci este superb. Au fost acolo foarte, foarte multe modele. Însă, ce credeți? Mie acesta mi-a făcut cu ochiul și pe acesta l-am luat. Mi se pare foarte drăguț să îl iau seara cu mine în cameră. Am un fel de etajeră, ca să zic așa, unde mereu îmi pun un pahar, o cană cu apă peste noapte ca să am. Și e posibil să o mai vărs din greșeală, să o răstorn. Așadar, acest tip de pahar este perfect pentru că vine cu capac, nu se depune praful sau alte impurități în lichidul pe care îl consum și în caz de ceva, măcar nu curge tot. Are aici un mic orificiu unde, să zicem, că a reușit să curgă pe la pai. Eu mai am astfel de pahare și mi se par foarte practice, de aceea am și zis să le mai înlocuiesc puțin și chiar 19,99 lei nu mi s-a părut un preț mare, mai ales la cât este de frumos. Îmi pare tare rău că nu captează camera exact culorile, dar este efectiv genial. Deci e genial acest pahar. Poate dacă aveți un jumbo la îndemână și aruncați o plimbare pe acolo, reușiți să-l vedeți în magazin, să vedeți cât este de frumos realmente, nu așa, pe cameră. Bun. Mai departe, am luat minunăția asta de cănuță. Eu sunt obsedată de căni, am, fără să vreau, o mică colecție, aș putea să zic. Uitați-vă și voi cât de cute e. Deci e adorabilă, efectiv. Nu știu, o ador. Are 420 de mililitri. Deși nu pare așa de mare, dar are 420 de mililitri și este foarte, foarte simpaticuță cu această pisică și a fost 19,99 lei. Abia aștept să o spăl și să pot să-mi beau cafeluța sau ciocolata caldă din ea. Eu sunt genul de om care consumă doar cappuccino, deci nu pot să beau Nes sau cafea expresso sau alte cafele, pentru mine sunt foarte, foarte tari. Și atunci îmi fac o cană din această mare de cappuccino și toată ziua beau din ea. Deci sunt genul acela de om și beau o cappuccino odată la 2-3 zile, deci nu consum cappuccino în fiecare zi. Dar pot să beau ceaiuri, pot să beau ciocolată caldă, deci nu e o problemă, este divină, o ador pur și simplu. Apoi am luat acest set pentru prânz cu sticlă și cutie. A fost 24,99 lei. Mi se pare foarte, foarte drăguț. Acesta l-am luat pentru a-l oferi cadou unei fetițe tare, tare drăgălașe. Așa arată, nu îl voi deschide deoarece vreau să-l dau intact.
avem un bidon de apă care are 500 de mililitri și avem o cutie de prânz de 750 de mililitri. Mi se pare foarte, foarte drăguț. Sunt sigură că îi va plăcea foarte mult. Ba chiar aș îndrăzni să zic că este din aceeași colecție, oarecum cu acest pahar. Oarecum asemănător. Dar, da, 24,99 pentru un asemenea set vine și ambalat foarte drăguț. Deci, chiar putem face cadouri foarte frumoase și foarte reușite, dacă vrem. Apoi, pentru camera noastră, ca să zic așa, am luat acest coș de gunoi, No Days for Bad Coffee, care vine așa. A fost foarte ieftin, a fost 9,99 lei și ca și dimensiuni 16 x 21,2. Da, deci așa arată. Nu mă pic să-i deschid capacul pentru că se ia jos. Deci să știți că este destul de măricel, nu se poate pune pe birou pentru că este destul de mare, dar pentru micile hârtii, micile chestii, are un loc amenajat special în cameră și când l-am văzut așa super cute, arată ca și un pahar din acela de cafea și a fost doar pe culoarea aceasta, nu am văzut alte culori, dar pentru 9,99 lei, vă dați seama, am zis, hai cu mine acasă. Bun. Știu că a trecut vara, dar nu m-am putut abține și am luat acest set de 4 linguri pentru înghețată. Ați auzit bine, a fost la 4,99 lei și ele vin așa foarte drăguțe, colorate, sunt din plastic. Noi mai mâncăm și iarna înghețată, doar că o luăm la tort și mâncăm de câte ori avem nevoie, poate uneori avem nevoie de 2-3 lingurițe, cât să ne potolim pofta sau ceva de genul și atunci nu suntem nevoiți să mâncăm înghețată întreagă în toiul iernii. Deci abia aștept să le pun la spălat și pe ele și să le încerc, de ce nu? Apoi am luat această sticluță tip fâs-fâs, eu așa le zic, în ideea de a-mi pune diverse chestii pentru păr, gen apă de rozmarin. Eu am început să-mi fac apă de rozmarin pentru aplicarea pe scalp și păr și m-am gândit să o depozitez aici, are un fâs-fâs din acesta, este foarte, foarte drăguț, a fost și pe mov, însă știți că eu sunt cu rozul, da, și am luat-o și nu mi-a venit să cred când am văzut ce preț are, 4,99 lei, în condițiile în care este super cute și are 500 de mililitri ca și gramaj, foarte, foarte drăguță, este dintr-un plastic din acesta tare și pentru ce nevoie am eu de ea, zic că va rezista și va face o treabă foarte bună. Tot la capitolul acela mai am acest tip de recipient. Mi-a plăcut foarte mult designul sticlei propriu-zis, dar ce credeți? Sunt niște bombițe pentru apă. Adică balonașele acelea micuțe care se umplu cu apă și mai apoi se sparg pentru petreceri, pentru joacă. Sunt 300 de astfel de bucăți. Eu inițial, pe mine m-a atras fâs-fâsul, ca să zic așa. Și mai apoi când m-am apropiat și am văzut că are 300 de bombițe, am zis, oh my god, nu știu ce voi face cu bombițele, dacă chiar le voi folosi la vară sau nu știu. Dar cât credeți că a fost? 12,99 lei. 12,99 lei acest recipient plus 300 de bombițe. Haideți să vă arăt ce sunt bombițele. Sunt acele balonașe foarte micuțe, da? Care se umplu cu apă, după cum am spus, și
mă rog, se folosesc pentru petreceri, pentru diverse chestii de distracție, bineînțeles. Da? Deci sunt mai multe culori, așa sunt balonașele, bombițele, toate culorile, foarte simpăticuțe. Mă rog, nu ăsta era scopul meu. Scopul meu era să îmi iau acest recipient, pentru că, hello, arată foarte bine, este pinky, ușor lila, aș îndrăzni să spun, coadă de sirenă, fâs-fâs este dintr-un recipient foarte tare, dacă acesta este rezistent, da? Imaginați-vă, acesta este țeapăn, frate, este chiar, este super fain. Să văd dacă are scrisă o dimensiune, o capacitate, dar nu cred. Nu văd câți mililitri are, dar nu e o problemă. Tot așa am luat și acest recipient în ideea de a-mi aplica diverse chestii pe scalp. Are aici diverse mărimi, pentru că scopul recipientului respectiv este pentru a umple acele bombițe. Deci, mă rog, dar mă descurc eu cu el și chiar nu am putut să îl las acolo. Uitați-vă cât de frumos este. Ceva de vis. Adorabil. Cel puțin pentru mine. Poate vouă vi se pare ex. Mergem mai departe. Am luat aceste suporturi. De fapt, este unul, dar am luat două. A fost la 4,99 lei bucata. Era menționat acolo suport pentru pixuri. Ei bine, eu nu le voi folosi pentru pixuri, ci pentru pensule, ați ghicit. Îmi voi depozita pensulele în ele. Sunt foarte, foarte drăguțe. Sunt din metal, da? Din metal vopsit. Alte informații nu văd să fie, dar atenție, dacă mergeți să vă cumpărați genul acesta, să urmăriți efectiv modelul. De ce? Pentru că majoritatea erau foarte îndoite, foarte ușor deteriorate, mă rog, nu foarte, na, hai să nu fiu rea. Fie floarea era în interior sau în exterior sau modelul acesta, deci erau cumva ortocite în interior, ortocite în exterior, nu știu care e treaba, unde le depozitează sau cum au fost transportate. Așadar, era să-mi iau prima dată deteriorate, să zic așa, și apoi dând cu mâna așa printre ele, am simțit acele denivelări, m-am întors la stand și am stat și m-am chiorât efectiv pe fiecare bucată în parte, ca să le iau intacte, să le iau ok. Deci, atenție, eu zic că merită 4,99 lei un astfel de recipient, este absolut genial și totodată foarte util, zic eu. Apoi mi-am cumpărat acest caiet A5, care trebuie să recunosc că l-am luat pentru că este pinky, este așa un rose gold foarte drăguț, dar are aici un fir de păr de-a meu, pentru că hello, îmi cade părul peste tot. L-am luat, mi-a atras atenția pentru că a fost roz, dar mai apoi, apropiindu-mă de el, apropo, este cu linii, nu cu pătrățele, este așa secționat în patru, nu în patru, în trei, îmi cer scuze. Are trei părți din acestea, dar dacă o pune și pe prima parte, da. Deci, poate fi utilizat cum ar fi pentru trei materii sau trei capitole, bănuiesc că acesta este scopul lui, dar eu intenționez să-l folosesc pentru cu totul altceva și mă bucur că are aceste separatoare, delimitatoare, nu știu exact cum se numesc, și l-am luat, a fost 9,99 lei. 4 subiecte, spun ei, na. A5 are 4 subiecte, 128 de file și dimensiunea filei. Foarte, foarte drăguț, este cu spirale. Mereu am adorat caietele, carnețelele cu spirale. Plus că are o copertă din aceasta cartonată. Sper că se aude. Foarte rezistentă și
Este foarte, foarte stiliș, foarte, foarte plăcut. Eu ador genul acesta de lucruri, efectiv. Și am mai luat tot așa un caiet, dar acesta l-am luat strict pentru copertă. Pentru că știți, eu ador tot ce este roz, tot ce este cu glitter, cu sclipici, cum vreți voi să-i spuneți, așadar l-am luat și pe el. Este simplu, tot așa cu linii. Calitatea filelor, nu știu, nu pot să zic neapărat că îmi plac, sunt destul de subțiri filele, dar îi găsesc eu o întrebuințare, vine și gata liniat, ce să mai îmi doresc. Are 60 de file și este tare, tare drăguț. Acesta a costat 2,49 lei. Deci vă dați seama, pentru 2,49 lei chiar nu mă lăsa sufletul să îl las acolo la Jumbo și era dita mai muntele de caiete din acestea. Mi se pare că am văzut pe Vișiniu, sper că nu spun prostii, dar eu așa rețin, pe Vișiniu, mă rog, Vișiniu Bordeaux, roșu închis, ceva de genul, și pe rozul lila acesta, fantastic, bombastic, imediat mi-a luat ochii și am fost fuguța la el. Ce mi-a mai atras atenția și pentru că mereu rămân în pană, mereu le pierd, mereu se blochează și nu mai scriu, cred că cu toții pățim asta, sunt pixurile. A fost acest set de 50 de bucăți, da? Sunt majoritatea sunt albastre, avem câteva roșii și câteva negre. E bine, acest set de 50 de pixuri a costat 14,99 lei. Da, ați auzit bine, bănuiesc că scriu, văd că au mină, toate au mină consistentă în ele. Nu mă deranjează dacă nu este un act oficial sau o cerere sau, mă rog, nu prea se mai fac acum acte oficiale de mână, pentru că toate sunt la imprimantă. Dar, mă rog, ideea în sine, doar atunci scriu cu pix albastru, pentru că este ceva formal. În rest, pe acasă, dacă îmi notez ceva sau așa, nu mă deranjează să folosesc pix roșu sau negru, deci nu sunt axată neapărat pe culoarea albastru. Oricum, văd că majoritatea bucăților sunt albastre și, da, 14,99, am zis că fac jumătate cu prietenul meu și jumătate rămân la noi, jumătate le împărțim pe la părinți, bunici, pentru că oricum sunt foarte multe 50 de pixuri și, da, dar le-am luat. Apoi am văzut superbitatea aceasta, care nu este un inel, deși uitați-vă cât de superb sclipește, nu știu cât se vede pe cameră, nu captează camera cum aș vrea eu, pentru că în ultima perioadă am avut și probleme cu telefonul. Este un breloc în formă de inel cu diamant. Dar să știți că în realitate piatra aceasta sclipește, este din sticlă, vă dați seama, nu este nimic original sau... Dar are o sclipire, în realitate, ceva de vis. Nu pune focus și nu știu cât se va vedea la voi. Este așa foarte atent, foarte simpaticuț lucrat. Și are așa mai multe locuri din acestea unde se pot pune cheile și nu mai vrea să pună focus. Și avem așa, breloc, inel, diamant. Da, dacă ar pune un pic de focus, așa. Breloc inel diamant. Acesta a fost la 9,99 lei. Dacă vă vine să credeți, eu l-am luat pentru a-l pune la ușa de la cameră. Am acolo cheile și am un breloc, un puf din acela roz, care știm cu toții că se depune praful pe ele după un timp și trebuie schimbate, pentru că degeaba le spăl, nu... Se lipește puful acela și nu rămâne drăguț deloc. Așadar, îl voi schimba cu acest superb breloc. Deci este superb. În realitate, chiar este superb. Tot la capitolul breloc am găsit această superbitate și îl voi scoate din pungă. Deci așa este. Este un breloc roz.
în formă de talismanul viselor, dacă știți despre ce vorbesc. Și haideți să-l scot din țipla aceasta. Îmi cer scuze dacă am foșnit cumva, dacă am făcut zgomot. Așa arată. Deci este superb și el. Este roz. O secundă să-l aranjez. Așa este. Foarte, foarte frumos. A fost de dimensiunea aceasta. Au fost de dimensiuni mai mari, puțin sau foarte, foarte mari, din acelea care se pot agăța foarte frumos pe terasă, pentru decor, deci foarte, foarte frumoase au fost, dar eu m-am mulțumit cu acesta, pentru că tot așa vreau să-l pun pe post de ornament, mai mult zis. Merge cu rozul din camera mea. Acesta a fost 3,99 lei. Deci este așa cu pene, cu mărgeluțe. Foarte, foarte frumos. Și avem aici o mică descriere pe care eu o știu, dar vă citesc și vouă. În legenda nativilor americani, prin agățarea unui talisman de vise în zona de dormit, visele urâte vor fi împiedicate de țesătură, în timp ce penele atrag și permit viselor bune să ajungă la tine. Deci, da. Este așa o teorie bazată asupra talismanului de vise, aceasta fiind plasa unde se prind visele urâte și mai apoi visele frumoase coboară pe aceste pene și se duc către tine. Mă rog, asta e ideea de bază a talismanului de vise, dar este foarte drăguț, l-am luat, abia aștept să îl pun la locușorul lui, sunt sigură că va arăta foarte bine. Apoi, mi-am mai luat acest set de ciocăre, care doar acasă am văzut că acesta are un mic defect. Nu știu, după ce le voi da jos de aici, pentru că sunt prinse cu un plastic din acesta. Sunt tare curioasă dacă reușesc cumva să-i rezolv împletitura, mă rog, nu știu ceva, să văd dacă reușesc să îl prind cumva așa. Ceva să-i fac. Chiar nu am observat acolo. Chiar nu am observat. Este așa un set Best Friend Forever. Are aici inscripționat un BFF. Dar unul este pe argintiu și unul este pe auriu. Un roz pal și un verde turcoaz foarte drăguț. Și cu aceste accesorii foarte simpăticuțe. A fost 12,99 lei setul, deci eu zic că a meritat, având în vedere că sunt două. Le-am luat și pe ele. Apoi mi-a mai plăcut drăgălășenia aceasta. Este o lumânare sub formă de elefanțel cu trompa în sus. Pentru cei care nu știți, elefanții care sunt cu trompa în sus simbolizează prosperitate, fericire, belșug și alte chestii benefice. Dar lăsând la o parte trompa lui, mi-a plăcut el efectiv cum este. Este micuț, simpaticuț, foarte drăgălaș. Efectiv, parcă îți zâmbește. Acum nu știu cum captează camera lumile, pentru că este așa un negru cu un auriu foarte, foarte drăguț și nu știu cum se va vedea la voi, însă dacă te uiți la el, așa parcă îți zâmbește, este foarte, foarte drăgălaș și vă dați seama că nu am luat această lumânare ca să o folosesc, ci am luat-o pe post de ornament, pentru că mi s-a părut foarte drăgălaș. Au fost acolo mult mai multe modele și cu diverse sculptări, dar mie acest elefanțel mi-a atras atenția. A fost singurul elefant din toate sculpturile, dar au fost multe alte modele. A fost 9,99 lei și mi se pare foarte, foarte cute, foarte bine lucrat pentru o lumânare, foarte atent vopsit. Are multe detalii care mie, cel puțin, mi-au atras atenția și va arăta foarte bine în locul în care m-am gândit să îl pun. Apoi tot la capitolul acesta am luat acest suport
pentru lumânări, mai mult genul acela tip pastilă, zic eu, că ar încăpea aici. Este așa un roz închis, mov, nici nu știu exact, un grena, ceva pe acolo, ca și culoare, și este așa în formă de coroană, coroniță. A fost 4,99 lei și bineînțeles că nu am putut să îl las acolo când l-am văzut, mi se pare foarte, foarte frumos. Acum mă repet de foarte multe ori, dar a venit sezonul rece și seara după masa îmi place să aprind câte o lumânare parfumată, să creez o atmosferă plăcută și totodată îmbietoare, miresmată în locuința mea. Deci este numai binevenit, mai mult decât binevenit, pentru că toți suntem în zona aceea de lumânări parfumate și accesorii. Am luat și câteva bețișoare parfumate, pentru că eu de-a lungul timpului am avut și am folosit foarte multe, dar mai apoi câțiva ani m-am axat pe difuzoare electrice, pe lumânări parfumate, uleiuri esențiale și alte chestii. Dar pentru că v-am spus, eram în raionul, la raionul acela cu lumânări, accesorii și chestiuțe din acestea, m-a lovit o multitudine de mirosuri plăcute, foarte plăcute. Și bineînțeles că mi-am apropiat năsucul de respectivele bețișoare și am zis, oh my God, voi mirosiți atât de bine, trebuie să vă iau neapărat acasă. Trebuie să apreciez și ambalajul. Deci pe mine m-a fascinat. În primul rând, eu ador rozul, movul acesta. Este așa o combinație super, super frumoasă. Setul se numește Tarot și este format din 7 arome de bețișoare. Fiecare cutie de arome are 10 bețișoare. Ori 7 cutii, în total 70 de bucăți de bețișoare cu doar 12,99 lei. Și haideți să vedem ce arome sunt. Rose și Black Oud, Dark Amber și Ginger Lily, Blackberry Bay, Bay-ul, dar stați, de ce mă complic? Oh my God, ok. Avem așa, cu ud negru și trandafir, chihlimbar închis și crin de ghimbir, mure și dafin. Ok, beiu înseamnă dafin. Mă gândeam acum ce e beiul respectiv. Mai departe, smochine cu vanilie și fagure de miere. Deci, efectiv, îmi lasă gura apă. Lavandă franceză și miere. Santal și iris, lemn de santal, bănuiesc pentru că este aici tradus doar de santal și iris, dar bănuiesc că da, sandalwood and iris, deci lemn de santal și iris. Și următorul este iasomie și gălbenele. Miros excepțional și arată și foarte bine. Deci sunt adorabile și doar 12,99 lei. Vă țin la curent cum este mirosul, dacă persistă, dar sunt sigură, deoarece miros atât de tare prin ambalaj, nu-mi fac probleme că nu va persista. Și tot bețișoare parfumate, dar de data aceasta un set mai mic. Acest set a costat 9,99 lei și tot așa vine foarte drăguț ambalat. Are niște modele de mandala foarte, foarte frumoase. Mie îmi plac aceste mandala pentru că am și cărți din acelea de colorat antistres pentru adulți. Oh my God, ce nu am eu? Timp liber nu am ca să mă ocup de toate cele. În rest, încerc să cuprind fiecare parte care îmi place și să mă dedic să mă ocup de ea în parte. Bineînțeles, atât cât îmi permite timpul. Dar da, îmi place foarte mult designul și avem aici așa. 4 cutii, ori 4 bețișoare, 14 bețișoare, îmi cer scuze, deci o fiecare cutie are 14 bețișoare cu 4 arome asortate. Și haideți să vedem dacă reușesc să le rotesc. Avem aici
cu aromă de iasomie, vanilie și miere. Da. Mai departe, aromă de lavandă și aici avem cu lemn de sandal. Nu cred că pot să mai îndoi. Aromă de lemn de sandal. Da? Sper din suflet că se vede. Deci acesta este setul. Din nou 9,99 lei. Mi se pare un preț foarte echilibrat, foarte bun. Și acestea, să știți că se simt prin ambalaj, deci abia aștept să le pun în utilizare și vă mai arăt așa în încheiere un set din acesta de bețișoare cosmetice, mai exact 800 de bucăți pe care le folosesc, eu sinceră să fiu, le folosesc și la curățarea urechilor. Știu că nu sunt recomandate, dar folosesc partea cartilajului și foarte ușor, foarte ușor introduc în canalul auditiv. Deci nu vă imaginați că îmi introduc dita mai bățul așa și nu. Cel mai mult le folosesc la make-up, când îmi creez linia de tuș sau dacă folosesc rujuri de culoare închisă care necesită un contur, poate am depășit puțin conturul, sunt genul de om care prefer să vin cu precizie și mă ajută mult mai mult un astfel de băț decât o bucată de șervețel sau șervețel umed sau așa mai departe. A fost 9,99 lei, nu știu dacă v-am mai spus, și sunt 4... seturi din acestea, 4 pungulițe. Ele vin ambalate individual. Haideți că le și desfacem. Numai să reușesc. Scuze pentru zgomot. Vin ambalate individual pentru că știu, noi am mai folosit. Sunt din lemn de bambus. Apropo, nu sunt din plastic sau din carton, din acela care efectiv se îndoaie. Oh my god, am nimerit câteva și din acelea și din punctul meu de vedere sunt groasnice. Acestea au bățul foarte rezistent și, cum am spus, oferă o precizie pentru orice întrebuințare îi găsești. Oferă o precizie de nedescris. Deci 800 de bucăți cu doar 9,99 lei. Eu zic că merită din plin. În ultima perioadă de acolo le tot cumpărăm și răscumpărăm. Deci le veți vedea și în clipul cu produse terminate. De fapt, acest ambalaj. Pentru că aceste pungulițe eu le reutilizez, sunt din acestea așa, care au închiderea aceasta etanșă și vă spun și la ce le reutilizez. Pentru cei care mă urmăriți știți că am destul de multe jocuri de societate, ei bine, majoritatea vin cu acele pachete de cărți care se pun în cutie. Eu, după terminarea unui astfel de pachet, bineînțeles, îmi verific jocurile și pun aici bucăți din jocul respectiv ca să nu se piardă sau nu se împrăștie în cutia lui. Le găsesc eu întrebuiințări, din punctul meu de vedere, foarte folositoare. Și, cum am spus, cumpărăturile au fost mai multe, săpunuri lichide, parfumuri de cameră, câteva accesorii pentru bucătărie și așa mai departe, dar care au plecat deja la țară, la ai noștri, deci nu vi le-am putut arăta, dar eu zic că v-am arătat esențialul, ce am cumpărat pentru noi, pentru casă, pentru așa. Sper din suflet că v-a făcut plăcere să urmăriți acest clip. Acesta a fost haul-ul de cumpărături de la Jumbo. Lăsați-mi comentarii dacă vreți să mai vedeți genul acesta de clipuri. V-am spus, eu sunt din satul mare și la noi în oraș nu este un magazin fizic Jumbo. Am comandat online foarte multe jocuri de societate, probabil ați văzut clipul. Dar când știu că am nevoie de un produs casnic sau un accesoriu sau ceva, prefer să fac o plimbare până la Oradea, pentru că la Oradea este cel mai apropiat Jumbo de noi în momentul de față. Facem o plimbare până acolo și efectiv pot să-mi aleg eu ce produse vreau de pe raft. Mă simt mai safe, simt că e totul mai ok așa. Să-mi lăsați comentarii dacă vreți să mai vedeți genul acesta de clipuri pe canalul meu de YouTube și eu vă mulțumesc din suflet pentru că sunteți mereu alături de mine.
îmi urmăriți clipurile, le apreciați și unele sau unii dintre voi chiar îmi lăsați și comentarii. Vă mulțumesc enorm de mult pentru asta. Știți că fac tot posibilul să diversific cât mai mult clipurile aici pe canal și aș face mult mai multe, doar că momentan nu îmi permite așa de mult timpul cum aș dori eu, dar asta nu înseamnă că până la urmă nu se va finaliza. Deci da, rămâneți aproape, urmează noi clipuri, eu vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți alături de mine. Să-mi lăsați coment dacă mai vreți genul acesta de clipuri și să aveți o zi sau o seară minunată, depinde când ați vizionat acest clip. V-am pupăcit și vă doresc toate cele bune. Pa, pa!